Vreau să vă spun că primii 500 de oameni care vor lăsa un like și vor comenta la acest videoclip vor primi o inimioară de la mine. Baftă! Dacă vrei să apari în următorul meu episod, trebuie să completezi următoarele reguli în mai puțin de 10 secunde. Lasă un like la acest videoclip, abonează-te la canalul meu, activează clopoțelul bifând să ți se trimite toate notificările și scrie în comentarii literă cu literă, adică o singură literă pe comentariu fără să fii întrerupt, jocul tău preferat. Iar în cazul în care eu îmi dau seama din comentariile tale ce joc ai scris, vei apărea în următorul meu episod. O să leg de fiecare dată 4 oameni pe care o să-i pun în clip. Baftă! Salutare tuturor, mă numesc Marius Iancu și bine ați revenit la un nou episod din Mesaje Creepy. Ei bine, guys, în episodul de astăzi avem o poveste care se numește Parking Garage Horror, care e ceva cu mama, cu roz, cu nu știu cum. Este o poveste super, super șmecheră. Dacă mai vreți episoade de genul ăsta, apăsați butonul de like să vă abonați la canal dacă încă nu ați făcut-o, guys. Și dacă episodul ăsta face multe like-uri din seară, facem un stream pe canalul ăsta în care ne uităm la povești creepy, gen pe tot streamul, adică o să zicem, facem așa vreo poveste de jumătate de oră și vedem tot ce se întâmplă pe stream. Nu uitați să apăsați un like și haideți să începem. Deci după cum vedeți, guys, primul mesaj vine de la mamă care zice: "Where are you?" Roz spune: "Welcome to my car right now." Mama întreabă: "Unde?" Ea spune că fix acum mă duc la mașina mea. Mam: "Ok, it's getting late." "Ok, deci se face destul de târziu, așa că ar trebui să te grăbești." "Relaxează-te, mamă," îi spune Roz. Nu știu cum poate să se relaxeze înainte. Haideți să vedem. "We didn't do anything," ci că nu am făcut nimica. Ok, bro, deci spune că n-a făcut nimic. Abonesc că se referă la ceva în momentul care spune că n-a făcut nimic. 100% a făcut ceva nașpa, adică nu cred că zice așa random n-a făcut nimic. "I just don't think you should have a boyfriend." Ok, guys, deci Rose are un iubit și maica sa spune că nu-i cam ok să iubitul ăsta. Mi se pare cam suspect iubitul ăsta al tău. Deci, lui mama lui Rose îi se pare destul de suspect iubitul ei. Hai să vedem ce se întâmplă în continuare, guys. "I didn't have a boyfriend when I was 16," ci că nu am avut un iubit la vârsta de 16 ani. De oare ce erai plictisitoare, bro, spune. "Shit, the parking garage is closed." Ok, băieți, deci cred că acum ai pus capacul la mamă. Deci cum îi zice? Maica sa acum tot zice: "A vino acasă, că tu ești cu iubitul tău," care e destul de ciudat. Iar acum Ros spune că of, parcarea în care eram este închisă. Deci teoretic ei au rămas blocați în parcare, spune. "How am gonna get my car?" Cum? Nu era un parcare, gen. Voia să se ducă în parcare să-și ia mașina. Ok, cum o să-mi fac rost de mașina? "Jesus, Rose, why did you read the sign?" De ce nu ai citit semnul? "Wait, one of the back exit doors was open." Stai puțin, una din ușile din spate s-a deschis, bro. Nu știu dacă ți-aș recomanda să te duci, Rose, acolo. Însă haideți să vedem dacă se duce sau nu. "Is anyone there?" Este cineva acolo? "No, but I think I get my car." Nu, nu este nimeni, dar cred că pot să fac rost de mașina mea. Este foarte, foarte întuneric aici. "All the other cars are gone." Și că toate celelalte mașini sunt duse. Adică e numai mașina ta, bro? Asta e destul de ciudat, man. Să fie numai mașina ta. "Just hurry home, your dad is worried." Și că doar grăbește acasă, deoarece tatăl tău este destul de îngrijorat. Oh my god, the lights went off, ci că s-au stins luminile, bro. Ok, hai să vedem. Răspunde la telefon, îi spune: "There is no service, it's underground garage." Ci că nu am service, este un garaj sub pământ. Aha, deci este un underground garage, cum e la Moru și băiți. Este sub pământ, un garaj subteran. Ok, guys, deci bănuiesc că rău și maică s-a efectiv. Ok, hai să vedem. De ce s-au stins luminile? Hai să vedem. Probabil sunt automatice. "Sunt chiar foarte, foarte speriată, mamă," spune. "Cred că îmi văd mașina, dar este foarte, foarte întuneric. I have my iPhone flashlight." Ok, deci chiar dacă este întuneric, are bateria, gen bateria. Are lumina de la telefon, deci n-ar trebui să fie asta o problemă. "Why the hell are you out so late?" De ce nu ești acasă la ora asta? Ok, să vedem. "Stop, mom, now is not the time." Acum nu e timpul să mă ceri, te rog eu. Hai să vedem. "What the fuck," spune. "There is something on my car." Și că este ceva pe mașina mea, bro. Tare mie, băieții, că 100% este vorba ceva legat și de iubitul ei, deoarece nu se amintea de el la începutul, gen, fără niciun fel de motiv, nu se amintea de la începutul conversației, dacă nu cumva chiar, gen, a făcut ceva. Hai să vedem. "It's better not to be a kitter, o ticket." Ar fi bine să nu fie un ticket, adică gen un fel de amendă, că a stat foarte mult pe parcare. Rose is typing. Rose scrie. Hai să vedem, guys. Bro, n-ai scris? "What is it?" Da, vedeți, bro, că Rose scria, dar după n-a mai scris. Man, ce s-a întâmplat? "It's a note," ci că e un mesaj. "It says, no one can hear you down here."
Acum, bro, deci băieții, nu știu dacă știți, bro, da, părinții, gen, se panichează super, super mult la chestii de genul. Adică, acum că i-a zis lui Măsa că a primit un bilet unde spune nimeni nu te poate auzi aici, apă, bă, maică, s-ai mai speriată ca ea, vă zic sincer. Deci, e super, super nașpa ceea ce se întâmplă în momentul de față, dar vă zic 100% că e ceva cu iubitul ei, că de nu se amintea la începutul poveștii de el. Vă zic 100%, hai să vedem. Oh my god, mom, what the fuck? Rose, nu te panica. You need to get into care as soon as possible and lock the door. Și că ar trebui să te duci în mașina ta cât de rapid poți și să închizi ușile, cică. Hai să vedem. Rose is typing. Deci Rose scrie. Hai să vedem. Ok, hai să vedem ce zice Rose, bro. Rose, ești ok? Rose? Dar după cum vedeți, guys, Rose scrie și după se oprește, mă, și maica sa se panichează, bro. Normal că te panichezi la chestii de genul, știi ce zic? Adică Rose scrie și după se oprește, normal că se panichează. My car is locked, că mașina mea este încuiată. Hai să vedem. Chiar acum încerc să o deschid. Deci mașina este închisă. What? There is a rope tied to all the door handles inside of my car. Deci că, guys, și că este o frânghie, bro. Deci nu vine să crede. Deci cineva intră la ea mașină și a pus peste tot o frânghie, guys. Gen, a legat toate ușile între ele ca să nu poată să deschidă mașina. Mama, asta e chiar super, super suspect. Cică, n-o să se deschidă, cică. Get under the car, pune-te sub mașină, hai să vedem. Du-te sub mașină, îi spune. Rose? Ok, mam, sunt sub mașină, Rose, ok, bun, hai să vedem. Oh my god, I hear something walk towards me. Cică, aud pe cineva cum merge pe lângă mine, bro, ce se întâmplă? Stay quiet, cică, nu fă zgomot. Nu te mișca, cică. I hear this awful sound, mama. Cică, aude un sunet super, super ciudat, hai să vedem. Cică, nu sună ca și ceva care ar fi uman. O să încerc să înregistrez. Next story. Și aici s-a terminat, bro. Oh my god, guys. Deci asta este chiar foarte, foarte ciudat. Însă haideți să trecem și la următoarea poveste. Înainte să trecem la următoarea poveste, guys, vreau să vă întreb ce credeți că s-a întâmplat cu Rose. Adică s-a terminat tot așa foarte, foarte, foarte brusc. Și eu chiar nu știu ce să cred. Hai să vedem. Deci Jason zice hey. Ok. So zice hey, parents fighting again. Deci că se ceartă părinții ei. Asta e foarte, foarte nașpa. Vino afară. Guess where I'm going. Ghicește unde mă duc. Nowhere fun. This town is so small. I am sick of everybody here. De Sophie, asta e destul, destul de nașpa. Spune că cică vino afară. Ghicește unde mă duc. Și că niciunde unde să ai distracție. Deoarece orașul este foarte, foarte mic și m-am săturat de toți oamenii de aici. De Sophie, băi, Sophie, ești cam răutăcioasă. You know that abandoned motel up the till by dead in the road. I overheard my brother talking about some party going on there. Hopa, băieți, deși că o să se țină o petrecere, un party la Dead Indian Road. Este acolo un motel abandonat la drumul indian. Care drumul indian mort se numește chestia asta. Ok, super, super suspect. Nici măcar nu este Halloween-ul, Jason. O să aibă bere, hai să vedem. I called, used one right now, just heard the door slam downstairs, hold on. Ok, ok, my dad is drunk, probably will fall asleep on the couch, 30 minutes. Ok, guys, deci bring a flash and he's so freaking dark here. Deci și-au dat seama, și-au dat întâlnire, acum merg la hotelul ăla. Tatălui Sofia s-a îmbătat, așa că cel mai probabil o să adoarmă. Așa că în 30 de minute o să se ducă, cum îi zice, o să ia o lanternă și o să se ducă la acea petrecere care are loc la acel motel. Și că eu zic că... Și că fratele lui vorbea despre ceva parte acolo. Știi ce zic? Adică n-a văzut el, vorbea despre ceva parte și vrea să se ducă și el. Use one on your phone, genius. Deci că da, și că să aduci o lanternă. Bro, folosește lanterna de la telefonul tău, geniule. Știi ce zic? Și că bateria mea este foarte, foarte mică. Sunt outside de la intrare. Should I go in? Should I wait for you? Deci că sunt fix în față la intrare. Mă duc înăuntru sau te aștept? Hai să vedem. Tata tocmai ce a pornit televizorul, bro. Ok, hai să vedem. Destul, destul de nașpa. I'm going in, mă duc înăuntru. Ok, ai grijă. Ai grijă de ce? I don't know, fantome, what if it's haunted? Da, și dacă e bântuit, bro, e un motel abandonat la drumul indian mort, băieții. Nu sună așa de safe un hotel abandonat la drumul indian mort. Cam gen logic, hai să vedem. Jesus, don't be such a chick. There is no but broken glasses here. Deci că nu mai fi așa de speriată, deoarece în afară de sticlă nu e absolut nimic aici. Sometimes I wish my dad would drop dead. Câteodată aș vrea ca tatăl meu să moară. Oh god. Asta e chiar foarte, foarte nașpa, bro. Să nu vă doresc chestia asta. Sau familia mea. Ok, deci a dat-o tare. Nu numai tata, toți să moară. Nu mai să stăm în viață. Sau eu. Oh, și tu, bro. Nu te mă muriți toți. Doare, mă. What did he do? Why is so mom so mad? Și că ce a...
Sună exact ca tatăl meu. So what are you doing now? N-ai găsit petrecerea până acum? Not yet. I don't know which floor. I'm going to check around. Și că nu știe la ce etaj să se ducă. O să se ducă să vadă ce se întâmplă acolo. Bro, destul de ciudat. Bro, dacă ai intrat într-o clădire unde e o petrecere. Doar știi unde e petrecerea, bro. Gen că se aude. Logic. Oh my god, just tripped on a dead animal. Tocmai ai găsit un animal mort. Miroase foarte, foarte urât. Să mi-aduci un dinte. What? Ok, hai să vedem. Hell no. Just try, please. Please. Oh, alright. Even the dead someone this badly. My dad just turned off the TV. Maybe I can still come out. Deși că tatăl a închis chiar acum televizorul și o să se ducă jos. Hai să vedem, băiți, ce se întâmplă în continuare. Putting my hand in, pun mâna acolo. Este destul de cald. I don't think he's been dead for that long. Ok, deși că Jason a pus mâna pe animal și spune că n-a fost mort așa de mult timp. Hai să vedem. Totuși este foarte, foarte ciudată limba lui. Nu știu dacă pot să-i scot dintele. I can't believe you're thinking inside the dead animal's mouth. You are so sick. Dar chiar, băieții, gen Sophie făcea caterincă de el, bro. Cum adică să pui mâna într-un animal mort? Hai să vedem. Ha, ha. You know I love you. Știi că te iubesc. Hai să vedem. Ești cel mai bun prieten al meu, Jason. Hai să vedem. Dacă nu vrei, o să iau un vierme dacă nu vrei un de ăla. It's kind of cool. Ew, hai să vedem what is like the worm. Some is pretty long about the size of my forearm. I think he's been feeding this thing for a while. Deci că a găsit un vierme care efectiv, bro, mânca animalul ăla. Aoleu, bro, hai să vedem. Anyway, I stopped on him, he's mostly dead. Și că l-a călcat, hai, ce ne simțit, hai să vedem. Hai să vedem, băi, ce se întâmplă în continuare. Trebuie să ajungă la petrecere, bro. Like, there is no much difference between this thing and a rock. Except it's emptier than a rock. Because the essence of the rock is still there, but the essence of animal is gone. It's just a shell. Acum îi spune de ce l-a omorât, gen să nu se supere. I think I heard people. I'm on the third floor. Ok, guys, de Jason începe să aude petrecerea, după cum am zis, și la etajul 3. Și nu uita să duci o lanternă, spune. Nu știu dacă am o lanternă. O să aduc mâncare. Ți-e foame? Lol, you planning a picnic or something? Plănești un picnic sau ceva de genul? No? Unde este mama ta? Până acum nu a dormit. Este în camera ei, hai să vedem. I'm going to check this floor. I was right below in room 3 when I heard footsteps above me. That means it's 4A, right? Deși că a fost în camera 3E, adică de la etajul 3, camera E, și a auzit pași deasupra lui. Deci înseamnă că la camera 4E ar trebui să se țină party-ul. Hai să vedem. Deci că ar trebui să pleci de acolo, zice Sophie. Hey, Jason. Ok, a zis că ar trebui să facă și Jason nu răspunde. Cred că ar trebui să te duci acasă. Nu e un party, ar trebui să pleci. Ești ok? I'm here, I'm on the fire escape, trying to get a better view. I see someone on the bed. Deci și că a ajuns acolo și vede pe cineva pe pat. Vrea să aibă o viziune mai bună. Nu cred că e o idee bună, dar bă, băiții, bă, deci nu cred că e un party, nu cred că e o petrecere. Este ceva super, super suspect la mijloc. Haideți să vedem, bro, ce se întâmplă. What she's doing? She kinda looks like you, dark hair, really pale, she's sleeping or just really drunk. Deci că arată ca tine, e palidă, are părul negru și ce mai probabil doarme. Hai să vedem. They were thinking of me so highly. I think there is something wrong with her. Cred că este ceva neobișnuit cu ea. The way she's lying, it's awkward. Și că minte, abar n-am, bro, cred că și Jason ăsta a dus cu capul. Hai să vedem. She reminds me of the thing I touched downstairs. Maybe she's a homeless. Da, exact. Poate e doar o femeie a străzii, având în vedere că e un loc abandonat. Poate doar o femeie a străzii a găsit acolo. Da, acest loc este perfect pentru drogați. Hai să vedem. Ce mai poți să vezi? Nu, e foarte, foarte întuneric, bro. A pair of pants și că o pereche de pantaloni. Și că nu stai, sunt pantaloni de bărbat, bro. Ok, nice. Shit, I think there is someone else with her. Și că mai este cineva cu femeia a străzii. Would want to be there alone. Normal că o să fie acolo. Cine ar vrea să fie acolo singur? Hai să vedem. Numai tu, în afară de tine, ciudatule. Don't you see you are looking for trouble because there is nothing to do? Da, bro, cauți probleme, man. Pleacă de acolo, bro, cauți probleme. Hai să vedem. Hai să vedem. Sunt sătură de toată lumea. Don't you just send that will change your life forever. Deci asta Sofia a luat-o razna, că vrea, nu știu cum să facă, să se ducă la culcare, nu știu cum. Sofia, I'm hiding under the stairs. Fuck, I just saw my dad. Deși că Sophie chiar acum mă ascund sub, cum zice, sub scări, deoarece tocmai mi-am văzut tatăl. Ok, băieți, te-ai văzut tatăl, ce înseamnă chestia asta? Wait, what? Despre ce vorbești? She came out of the bedroom, he was putting on that woman's feet and she fell off the bed. Deși că ținea ceva, trăgea de piciorul acelei femei și a dat-o afară din pat. A ieșit de la baie taică-sui acolo. Just like that tongue, she didn't even resist, și măcar n-a rezistat, bro. Jason, trebuie să pleci acum.
Este tatăl meu. Oare ce o să-mi facă dacă mă vede, bro? I might have guessed when she rolled off. He knew someone was here, but he didn't know it was me. Deși că am respirat în momentul în care a plecat, deci știe că cineva aici, dar nu știe că sunt eu. I don't know what to do, nu știu ce să fac. Ce să fac? Hai să vedem. Is your bike still outside? Go get in and leave it right now, Jason. Deci, Jason, Sophie tot zice să plece, bro. Pleacă Jason odată. Și că I can hear him. Jason, hello? Jason, te rog să-mi răspunzi. Hello? Și s-a terminat asta, bro. Oh my god, guys. Scrieți la comentarii, guys, ce credeți că s-a întâmplat cu Jason din a doua poveste și cu Rose din prima. Cam asta a fost cu episodul. Apăsați butonul de like, eu am fost Marius Ian, cu ne vedem cu un episod nou, pa, pa.